Uniunea Culturală a Rutenilor din România neagă categoric acuzațiile aduse de Rusia la ONU, potrivit cărora ar fi supusă presiunilor de ucrainizare forțată de către autoritățile de la București. Poziția Rusiei nu are nicio legătură cu situația reală a minorităților din România, a declarat pentru știrile Hunedoara 1 TV Iulius Marian Firțac, deputat în Parlamentul României din partea minorității rutene. Mai mult, spune Iulius Marian Firțac, la reuniunile internaționale ale minorității rutene, România este dată drept exemplu pentru felul în care își tratează minoritățile. Uniunea Culturală a Rutenilor din România este singura organizație care reprezintă oficial comunitatea etnică a rutenilor din România. Uniunea noastră nu are legături de niciun fel nici cu ambasada Rusiei, nici cu altă instituție a Rusiei din România și informațiile pe care le-au prezentat la Organizația Națiunilor Unite reprezentanții acestei țări nu au legătură cu absolut nimic din realitatea din România. Statul român sprijină minoritățile din România și sunt un model la nivel european în ceea ce privește drepturile minorităților în general, iar în special în ceea ce ne privește pe noi, statul român este dintre toate statele din Europa Centrală și de Est, statul care sprijină cel mai mult comunitatea rutenilor. Foarte mulți ruteni sunt și pe teritoriul Ucrainei și de aceea subiectul este unul foarte fierbinte. Există în România și cetățeni români care sunt membri ai comunității rutenilor din România și care susțin și sprijină ceea ce face Rusia în Ucraina prin declarații și prin acțiuni. Acei indivizi nu sunt membri ai organizației noastre, nu avem legături de niciun fel cu acele persoane și acele persoane sunt cele care au transmis Rusiei că vezi, doamne, drepturile lor nu le-a fi respectate. Nu este vorba de așa ceva. N-are, repet, nicio legătură cu activitatea pe care Uniunea Culturală a Rutenilor din România o desfășoară. Nu sunt membrii noștri. Acele persoane care au legături directe, strânse și finanțare cu ambasada Rusiei la Moscova, acele persoane nu au nicio legătură cu noi și ele sunt cele care au dezinformat voit Rusia cu ceea ce se întâmplă la noi în România.